un pui nou și o raritate totală că eu postez de două ori pe săptămână. Bun. Bă, ăsta e mic. Am zis să-mi iau un pui roc să văd ce e, adică cum e, ce se întâmplă cu el. Ce naiba faci? Nu! Dar de ce? Nu e vo... Nu. Ăla e mic. Sunt destul de tărtănași ăștia la înții, sunt mari. Dar ăsta e foarte mic, e... O, frate, mi-e milă de el. Mănâncă ca lumea. Nu știu de ce naiba stau acolo, cred că de frig. Nu e chiar așa de frig aici, e vreo 24 de grade afară. Ăștia-l mai bat pe ăsta mic. Uitați, vedeți? Îl bat. Nu știu de ce. Mie îmi place să-l iau așa pe picior. De fapt, pe toți puii iau așa, să șeze pe piciorul meu. Mă rog, da, le-am pus și o chestie de asta aici, așa. Chestia asta, ce așa a fost, era pentru ei când erau mai mici, se băgau sub el, ca să nu le fie fric, să le țină cald. Acum, nu prea mai întrebă chestia asta, adică, cred că am să o iau. Tot așa, dă-te ăsta, nu micuțină, dă-te jos, puțin. Bun, cred că am să-l iau și am să-l arunc. Dacă o să pun pauză. Și am venit numai aici. E perfect și da. Ăștia spui deocamdată. Ăsta micul cred că va evolua, va crește. Și ăștia vor evolua. Nu cred, sunt foarte sigur că va evolua. Va crește. De ce ești tu rău? Haide, mă, vin în coace, hai. Cum te-a zâncat tot mâncare așa de repede? Nu! Mănâncă și tu, mănânci? Da, mănâncă și el. Dar vin ăștia mari peste el și îl bat. Nu, plecați! Măi! Chiar sunt niște pui foarte, 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 foarte răi. Uite-te și tu, dar de ce nu puteam să-mi dea în altă parte a telefonului și decât în cameră? Au! Și da, astăzi cloșca mai are, păi ieri v-am spus că mai are 12 zile, astăzi s-au făcut 11 zile și sper să scoată, mai mult ca sigur o să scoată. Și noutatea de astăzi este că am cumpărat niște plasă și o să începem construirea. Bă, dar nu mai bătez. De ce sunt de zără? Bine, mănânc. Nu! Pleacă, lasă-l, să-l lasă să mănânce și el. Așa, bravo. Uite, poftim. Uite, vine și mănâncă mâncare. Până mănâncă și el. Mi-am cumpărat decât unul. Să fie frumos. Așa. Nici nu vreau să-i tai pe ăștia, nici să-i mănânc. Eu îi țin de ouă. Și știu că să nu spuneți în comentarii: bă, frate, nu, găinile roc, nu fac acolo. Am avut două găini roc mai de mult care făceau ouă. Pentru că erau curcite cu niște cocoși din ăștia, că am mai avut din ăștia. Erau curcite și făceau ouă.
dar nu știu mai exact ce e puiul ăsta, adică nu știu dacă e cocoș sau cocoșel sau puicuță. Sau adică găină. Păi frate, mi-am mâncat în 2 secunde. Uite, uite, vine și mănâncă, mâncare. Haideți să mergem să vă arăt o noutate, ce plasă mi-am cumpărat. Și haideți. Tipul ăsta de plasă mi-am cumpărat. Adică nu este doar ăsta, ăsta l-am împachetat eu. Este de mai de mult, dar plasa cea nouă o am în față. Însă vă arăt. Deci tipul ăsta de plasă este. Asta e de câțiva ani și îmi va trebui la codeț. Bun. Haide să vă arăt și pe aia nouă, pe aceea nouă. Bun. Asta nu prea seamănă cu plasa anterioară pe care v-am arătat-o, dar asta e nouă și are mai multe avantaje. Adică dacă e puiul mic, foarte mic, Nu poate ieși prin asta. Uite, este mai multă și ruginită, what the fuck. Scuzați-mă, pretind că înjur, dar mă rog. Da, păi... Cam asta e plasa. Am luat o specială pentru găini. Vedeți. Mereu îl bat pe ăla mic. Fiți atenți să vă arăt. Uitați, deci se ține după el. Se ține după el, să-l bată. Dar vedeți, asta e plasa pe care v-am arătat-o. Fix asta e. Aia e nouă, le-am luat-o ieri. Și asta e. Dar, cum să vă spun eu? Modul ăla de plasă care vi l-am arătat eu înainte, ăla verde, era tot de la firma aceea de unde am luat eu și asta era. Da. Uite, ce bate, rău de tot. Și haideți să mergem și pe la găinile mari. Am uitat să vă spun, dar am probleme mari, foarte mari cu șobolanii. Dacă merg acum, mi-e și frică să mă uit, adică... Bă, frate, bă. Îmi cușcă la câine ăla, dar mă rog. Că eu am și câini. Da, și cam astea-s găinile. Nu știu cum au reușit, să dea și casta jos de acolo de sus. Dar mă rog. Aș fi vrut să-mi iau niște găini de friesian. Ăla care zboară. Friesianul zboară, dacă nu știați. Și să le fac un țarc separat. Pentru ele. Și cam atât a fost pentru acest video. Cu acest video. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!